Câtă treabă am și trebuie să iau totul cu mine. Întotdeauna eu trebuie să fac ce e mai rău. De ce eu și nu am spiritoș? Ce e mai greu și mai dificil. Întotdeauna eu. Ia uite, ăsta seamănă cu mine. Casa asta trebuia să fie goală. Toată familia mea e rasă. Și dacă stric, într-o secundă o să vină tatăl meu și n-o să-ți fie prea bine. Stai, nu striga. Ai 3 secunde să-mi explici ce cauți în casa noastră. Gata. N-am înțeles nimic. Mi-ai dat doar 3 secunde și am încercat să vorbesc cât am putut de repede. Cum ai făcut asta? Toți spiritușii pot vorbi repede și orice. Adică tu? Tu ești un spirituș? Exact. Și așa, încă un copil va avea coșmaruri cu un spirituș ca mine. De data asta vreau să înțeleg tot ce ai să-mi spui, așa că nu te căbi sau... Bine, bine. E ușor că n-ai atâta timp la dispoziție, dar eu sunt întotdeauna pe fugă și... Eu sunt unul din spiritușii lui Moș Crăciun. Nu se poate. Ba da, dacă crezi în Moș Crăciun, atunci trebuie să crezi și în mine. Iar motivul pentru care sunt eu aici este... Este... că a fost un copil obraznic. Eu mă ascult părinții. Moș Crăciun, e mai bine, iar tu ești pe lista lui neagră. Dar totuși am primit cadou. Dacă eram rău, găseam o năielușă supraie. Din când în când mai sunt și erori în sistemul nostru, iar tu ai fost o greșeală de tipar. Copilul bun era Nicolae. Iar cel rău, adică tu, Nicolas. Da, eu. Îmi pare rău pentru tine, dar va trebui să-ți iau tot ce ți-a adus Moș Crăciun. Ba chiar mai mult. Am fost uneori mai obaznic cu frații mei, dar nu atât de rău. Oricine are zile bune și zile rele. Ești sigur că nu e o greșeală din nou? Adică tu ești un copil bun în loc de unul obraznic? Da! Nu,
ce trebuie să dau eu întotdeauna veștile rele? Nu puteam să fiu un spirituș care să facă jucării. Nu, eu trebuie să le iau și să repar greșelile făcute de Moș Crăciun. Știu cum este să fii dezamăgit, să crezi că ești mai bun decât ești în realitate. Și eu sunt la fel. Poți să faci ceva pentru mine? Ce anume? Să chem pe Moș Crăciun la mine. În niciun caz. De ce? Ca să creadă că eu nu sunt în stare să-mi termin treaba? Nu, nici nu mă gândesc. Drug! Va trebui să accepti ce ți se întâmplă. Data viitoare să fii un copil cu minte. Ce faci? Te ajut să strângi. Foarte frumos din partea ta. Stai așa. Oprește-te. Mă doare inima să te văd așa trist. Merit ce mi se întâmplă. Un copil obraznic nu se comportă așa ca tine. Moș Crăciun știe mai bine. Da, dacă ar fi fost așa perfect, nu ar fi existat greșeala asta de la început. În loc de cadouri, ar fi trebuit să primești un băț. Și eu n-aș fi fost aici, acum. Ce mai pot face acum? Poate ar trebui să-l întreb. Drog! Bine, bine. Sunt departe, la Moș Crăciun, acolo unde este Polul Nord. Alo? 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 Sunt eu, spiritușul strângător. Da, dragul meu, spiritul strângător, ce s-a întâmplat? Sunt acasă la un copil obraznic. Încerc să iau înapoi toate cadourile. Și s-a făcut noapte afară și nu mai termin. Dar de ce vrei să faci asta? Pentru că a fost o greșeală și a fost confundat cu un copil bun. Foarte bine. Doar că vezi pe Moș Crăciun. El e aici de față cu mine. M-a prins în timp ce luam decorațiunile și cadourile și bradul. Foarte rău! Da. Și acum e tare supărat. Și eu cred că după cum se comportă acum, e posibil să fie un copil bun? Adică e posibil ca greșeala mea să nu fie o greșeală? Exact! O secundă! Numele lui e... Nicolas! Nicolas din România, care are doi frați, Andreas și Eric, e un copil foarte cu minte. Ce cauți tu acasă la el? Păi mesajul meu scrie că e rău. E Nicolae, nu Nicolas. Ba nu, e tocmai invers. Spiritul strângător, tu știi mai bine ca mine? Nu, Moș Crăciun. Cere-ți scuze și vino acasă. O să am o ciocolată caldă pregătită pentru tine. Mulțumesc, Moș Crăciun. E o greșeală, e o greșeală. Tu ești un copil bun. Ura! Ca de obicei, eu sunt vinovat de greșelile altora. Acum eu ce mă fac? Să mă ajuți? Cu ce? Să terminăm ce ai început, adică să strângem toate decorațiunile. Mami mi-a zis
că eu trebuie să fac asta, pentru că am trecut cu mult de perioada Crăciunului. Știi ce? Ce? O să te ajut. Am terminat! Super! Mulțumesc, Pi! Cu cine vorbești, Nicolas? E aici, chiar lângă mine. Cine? Spiritușul stângă tău. Dragul meu, ești singur în cameră. Oricum, sunt foarte mândră de tine. Ai strâns toate decorațiunile în timp record. Bravo! Mulțumesc, Spiritușule! Pentru nimic! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați! Pa, pa! Să plec! După toate pricurile pe care mi le-ai făcut, să plec și neplătit în niciun caz!